Ei bine, catedrala asta este motivul pentru care mi-am dorit atât de mult să vin la Sankt Petersburg. Este catedrala Mântuitorului Iisus Hristos, a sângelui vărsat. Sub baldachinul pe care îl vedeți acolo în spate sunt niște pietre. Acolo a avut loc atentatul împotriva lui Alexandru al III-lea, care în cele din urmă a dus la moartea sa. Fiul său este cel care a cerut, a ordonat și a construit această biserică. Comuniștii au plănuit să o demoleze. Prima oară comuniștii au decis să o pună la pământ, să o detoneze, mai exact, în 1941. Paradoxal, așa cum sună, al doilea război mondial a salvat această biserică de la distrugere. Și uitați-vă ce frumusețe! În perioada sovietică, aici, în toată zona asta, erau depozite de fructe și legume. Nu au reușit să strice, însă ceea ce pare a fi pictură pe perete nu e pictură, e mozaic. Am trecut astăzi pe lângă biserici care au fost transformate în patinoare, în depozite de grâne sau chiar unele dintre ele în zone de piață. Piață în biserică. În cele din urmă au lăsat în pace biserica sovieticii, însă la un moment dat au constatat că se infiltrase apă în pereții bisericii. Din pricina infiltrațiilor care erau până undeva unde se termină marmura și urca prin mozaic în sus, e bine, biserica a fost la un pas să se dărâme singură, fără ajutorul comuniștilor. 3 ani de zile au lăsat radiatoarele înăuntru ca să sufle și să usuce practic această construcție înainte să înceapă o reconstrucție. Construcția bisericii a durat 20 de ani. Refacerea ei a durat 27.